Hoții de lemn nu mai pot fi opriți în păduri decât cu armele. Mai multe persoane din județul Mureș au fost surprinse în timp ce tăiau ilegal mai mulți copaci. Jandarmii au folosit armamentul din dotare pentru a-i opri pe drujbarii care au încercat să fugă. O persoană a fost reținută, iar arborii tăiați și echipamentele abandonate de infractori au fost confiscate. Valoarea prejudiciului se ridică la aproape 9.000 de lei. Potrivit Greenpeace România, județul Mureș domină de câțiva ani clasamentul tăierilor ilegale din pădurile României.